Este... Da! Este jocul cu frânghia! Daniel împotriva lui Joshua și Aubrey! Daniel se ține tare și păpușa este foarte concentrată pe Daniel! Dar Joshua nu are de gând să lase să câștige nici acest joc, nici inima păpușii! Nu o vei lua pe draga mea păpușă de lângă mine! Dar păpușa îl încurajează! Daniel pare să se chinuie puțin, Joshua se străduiește cât poate și pare promițător! Haide! De ce ești așa de puternic? Cu siguranță voi câștiga de data asta! Păpușa a decis să-și ajute favoritul! Ce? Și Joshua nu are nicio șansă să câștige acum! Dar păpușa se dă la o parte! Auci! Ce aterizare! Ce s-a întâmplat? Cine a câștigat? Știm cu toții răspunsul! Ești bine? Sunt bine, mulțumesc! Nu-ți face griji pentru mine! Jucătorii au timp liber, ei ascultă niște muzică, dar Daniel pare somnoros. Păpușa acționează rapid. Pernă! O aruncă cu cea mai mare putere. Păpușa a aruncat o pernă chiar înainte ca Daniel să-și pună capul pe masă. Acum somnul lui va fi mult mai confortabil. Wow! Deja dormi? Oricum, mai multă muzică pentru noi. Da, uite-te la acest nou hit. Iau eu asta. Hei, hey, dar avem timp liber, putem face ce vrem. Simon spune, fără muzică. Păpușa se asigură că Daniel trage un pui de somn în liniște totală. Daniel stă confortabil și comod. Dormi bine, scumpul meu. Dar unde sunt prietenii lui? Oh, iată-i! Se sting și luminile. Sper că Daniel nu va dormi prea mult. Prietenii lui sunt obligați să aștepte. Săracii oameni! Dans, 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 da! E o adevărată petrecere de dans în camera unde se joacă jocul calamarului. A venit păpușa! La, 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 la! Da, da, da! El! Hei, ce se întâmplă? Toată lumea pare confuză! Acesta! Asta înseamnă că petrecerea s-a terminat? Și o să-l dau jos! Acum, așezați-vă! Care-i treaba cu ea? Salut! Nici nu vreau să vorbesc cu tine! Daniel este supărat și păpușa pare tristă că l-a înfuriat. Dar stați! O petrecere? Ea pune la cale ceva! Unde se grăbesc? Wow! Păpușa a invitat toți jucătorii la un club de dans adevărat! Asta pare uimitor! Vai! S-a întors! Oh, păpușa este DJ-ul acestui club! Hai să mixăm câteva beat-uri! Hei, muzica ei chiar nu este rea! Dar iată că vin pasnicii cu scaune! Oh, ei vor să joace scaunele muzicale! Toată lumea s-a săturat să joace! Vor doar să danseze! Păpușa nu pare fericită! Dans, dans, dans! Dar trebuie să facă ce vrea păpușa! Și... muzica s-a oprit! Daniel a ratat scaunul, așa că a ieșit din joc, sau nu? Auci! Păpușa a rezolvat această problemă! Acum Daniel poate sta pe scaunul lui! El nu a pierdut încă! Hai să continuăm! Și singurul scaun rămas! Muzica a pornit! Cine va reuși? Muzica s-a oprit! Joshua va câștiga! Hei! Bine, bine! Poftim, Daniel! Ai câștigat! Ai câștigat! Dar... dar... renunț! Eu sunt învinsul! E jocul păpușii și ea decide cine câștigă și cine pierde. Lumină roșie! Toată lumea încearcă să nu se miște! Lumină verde! Bine, acum vă puteți mișca! Lumină roșie! Atenție! Urmează să... Oh, nu! Daniel s-a mișcat strănutând! Își va folosi păpușa ochii laser? Sau nu? S-a întors! Hei, nu e cinstit? De ce nu l-a eliminat pe Daniel din joc? Lumină roșie, lumină verde. Acum se pot mișca din nou, dar Joshua nu-l va lăsa pe Daniel să scape așa de ușor. Leagă și returile lui Daniel. Mișcați! Lumină roșie. Oh, nu! De data aceasta Daniel va fi cu siguranță eliminat. Se mișcă prea mult. Ha? Păpușa își acoperă ochii cu o mască? De ce face asta? Daniel și Aubrey au ajuns până la capăt în timp ce păpușa nu se uită. Ce?
Cum e posibil acest lucru? Acest joc e trucat! Încă e lumina roșie și te miști! Joshua e eliminat din joc! Unde mă duci? Nu! Primul jucător, Aubrey, zâmbește! Următorul, Joshua, a adus un trandafir! E pentru păpușă? Arăt superb astăzi, domnișoară! Cum spui tu? Fă-ți poza! Păpușa nu pare prea impresionată! Zâmbește, Joshua! Hei, oh, a ieșit așa rău? Te rog, lasă-mă să mai fac o altă poză! Pot să o fac mai bine! Păpușa nu-l va lăsa să facă asta! Au, frate! Și iată că vine al treilea jucător, Daniel! Stop, stop, stop! Oh, nu! Ce-a făcut? Păpușa vrea ca el să rea poza cu un zâmbet! Și ea pozează cu el! Incomod, dar dulce! Îl place foarte mult pe Daniel! Iar păpușa a văzut că Daniel nu zâmbește! Gărzi! Zâmbește! Mult mai bine! Oh, dragă Daniel! Păpușa te place foarte mult, dar ar fi o prietenie ciudată! Cuiva este sete! Și după ce a băut o sticlă întreagă de apă, trebuie să meargă la baie, evident! Oh, oh, oh! Oh, nu! E încuiat! Oh, am să... Uite, păpușa e aici! Ea vrea să joace un joc! Nu mă răni! Ha? Dacă Daniel câștigă, primește cheia de la baie! Doamne! Bine, bine! Am o... O acadea! Asta nu va merge, nu? O acadea nu impresionează păpușa, ea vrea mai mult! Oh, dragă! Bine, bine! Ce zici de... O pălărie frumoasă de pirat! O pălărie de pirat? Da, e tare! Iată, ține-o! Mai mult! Daniel oferă o sabie! Mai mult! Apărătoare de ochi! Asta trebuie să fie suficient, nu? Wow! Așa mișto! Așa privire! Mai mult! Daniel nu mai are nimic în buzunare! Dar păpușa cheamă pe cineva! E un vânzător! Are o servietă cu ceva care păpușa nu va putea rezista! Daniel trebuie să-l cumpere pentru a avea șansa de a obține cheia aia de la baie! Iată! Dă-mi-o! Ce? Cutia asta? Oh, bine, nu am nimic mai bun! Uite, ia! O cutie! E o cutie cu un inel! Ea îl iubește! În sfârșit! Pot să merg la toaletă! Arată ca un inel de logodnă! Asta înseamnă că Daniel tocmai a cerut-o în căsătorie pe păpușă? Accept! Ce ai spus? Nu! No? Adică sunt fericit că-ți place? Se pare că vor trăi fericiți pentru totdeauna! Daniel și Aubrey joacă jocul în care trebuie să întoarcă hârtia! Dacji! Hai să încercăm din nou! Eu voi începe primul! Hai! Bam! Oh, nu! Aubrey a câștigat din nou! Wow! Păpușa e aici! Se pare că vrea să se joace cu Daniel! E rândul meu acum! O să iau asta! Eu încep! Bam! Opa! Prea multă putere! Ups! Am câștigat! Iată că vine pasnicul jocului calamarului și îi șoptește ceva păpușii! Unde te duci? Ce se întâmplă? Daniel încearcă să plece înainte ca ea să se întoarcă! Iubite, unde ești? M-am întors! Păpușa nu-l găsește pe niciunde! Poate că este șansa ta să fugi de această păpușă robot înfiorătoare, Daniel! Sub plantă? Frumoasă mișcare, dar cu siguranță te va vedea! Oh, așteptați! Are un plan mai bun! Pasnicul tocmai s-a trezit dintr-un pui de somn și nu-și găsește hainele pe care Daniel tocmai le-a furat! Incomod! Mai bine du-te să iei o altă uniformă! Unde te duci? Eu! De ce nu lucrezi? Eu doar mă duc la toaletă! Chiar așa? Scannerul meu arată că nu ai nevoie! Doar îmi voi repara masca! Ieși! Aceasta e baia doamnelor! Îmi pare rău! Tocmai am încurcat ușile! Ești prins! Ești un adevărat mincinos, Daniel! În sfârșit este ora prânzului! Interesant! Ce este în meniu astăzi? Sunteți entuziasmați, prieteni? Și primesc o sticlă de apă și un ou fiert? Asta nu este impresionant! Păpușa vede că Daniel e trist și flămând! Iată că vine Joshua! El are un cadou! Domnișoară păpușă, am un cadou special pentru tine!
sunt prăjituri pe care le-am făcut eu. Poate vrei să încerci unul? Miroase delicios, nu? Ochii păpușii au devenit roșii. Dar stați! Ea ia biscuiții și... Unde s-a dus cu ei? Sper să-ți placă, dragă! Mi-e așa de foame! Ha? E pentru mine? Vai! Poftă bună! Deci păpușa a adus biscuiții lui Joshua pentru ca Daniel să-i mănânce. Dar mai întâi, un joc! Oh! Ca să mănânce, Daniel trebuie să decupeze forma fără să rupă biscuitele. Va dura ceva timp și el e... lihnit! Ce? Biscuiții mei? I-ai dat lui? De ce sunt așa de ghinionist? Oh, Joshua! Ai rupt biscuitele! Asta înseamnă că ești eliminat! Dar o iubesc! Oh. Bună dimineața, lume! E o zi așa frumoasă! Totul va fi minunat azi! Dar stai! Ce zi azi? E ziua îndrăgostiților! Daniel pare speriat! Ea va veni! Trebuie să mă ascund! Și iată că ea vine! Da! Daniel, păpușa vine să sărbătorească ziua iubirii cu tine, pentru că ea crede că ești iubitul ei! Ce-ar trebui să fac? Mă voi ascunde! Bietul Daniel! Mă îndoiesc că va funcționa! Dar dacă așa trebuie, încearcă! Da! Ea nu mă va găsi! E aproape aici! Am ajuns, iubirea mea! Ha? Iubirea mea, unde ești? Bună dimineața, domnișoară! O zi a îndrăgostiților fericită! Flori, pentru mine, n-ar fi trebuit! Mișcă! Oh, l-a văzut pe Daniel! Vino aici, iubite! Nu! Păpușa a adus niște flori și o felicitare pentru a-și arăta dragostea pentru Daniel! Iu! Jacheta mea e murdară! Așa de dezgustător! Aceasta e pentru tine, iubite! Și ce e asta? Nu! Urăsc florile! Și această felicitare e hilară! Oh, Daniel! Acum păpușa este așa de tristă! Avea mari speranțe! Nu e corect! Sunt îndrăgostit de... La mulți ani de ziua îndrăgostiților, Joshua! Ți-am adus ceva! Păpușa devine din ce în ce mai tristă cu fiecare secundă și lui Daniel îi pare rău că a fost așa de dur cu ea. Hei, de ce ești așa tristă? Trebuie să repar asta. Să vedem ce i-a luat Aubrey lui Joshua. Sunt biluțe! Vai, ești cea mai bună prietenă, Aubrey. Păpușă, ți-am prins asta. Am rezolvat-o. O zi a îndrăgostiților fericită și ție. Oh, vai, mulțumesc. Ochii păpușii devin roșii. Nu! Te rog, ai milă? Îmi pare rău! Ha? Daniel nu a fost atins! Ce ușurare! Dar unde au ajuns acele lasere? Oh, păpușa a ars tricoul într-o formă de inimă! Te iubesc! Mulțumesc!